Salutare tuturor, sunt Victor de la V-Studio. Astăzi vom edita această fotografie și vă voi arăta modul meu de lucru, care sper să vă inspire și pe voi. Pentru mine a fost un proiect foarte frumos și creativ și sper ca după tutorial să aveți mai multă încredere în a edita și să exersați noțiunile din clip. Mă puteți găsi de asemenea și pe Instagram, unde postez despre fotografia de produs și comercială. Haideți să nu mai lungim vorba și să începem editarea. Așadar, iată-ne în Photoshop cu imaginea noastră. Vom începe prima oară prin a redenumi layer-ul pentru a ști exact care este imaginea, de unde plecăm. O voi redenumi Base. Iar pasul următor este să eliminăm fundalul. Sunt mai multe variante de a elimina fundalul, dar astăzi vom elimina fundalul cu ajutorul Channels. Practic vom alege canalul care ne oferă cel mai puternic contrast. Se pare că albastru este. Îl duplicăm, iar apoi intrăm în Curves prin Command M sau Control M pentru cei de pe Windows și tragem acest slider din stânga jos spre dreapta pentru a întuneca imaginea. Îi dăm OK pentru că vrem să facem și partea de jos la fel neagră. Apăsăm pe P pentru a activa Pen Tool, dăm un pic zoom și selectăm minunatul nostru cub. După ce am făcut selecția, apăsăm pe Selection, OK, activăm brush-ul prin apăsarea tastei B sau de aici din panoul de comandă, X pentru a inversa culorile și apoi facem negru produsul nostru. De reținut faptul că brush-ul este activ doar în zona unde avem selecția. Dacă dăm cu brush-ul în exteriorul ei, nu va fi luat în calcul. Pentru a dezactiva selecția, Ctrl D. Și vedeți că deja nu am făcut foarte, foarte bine selecția. N-am fost atent, dar sper că voi veți fi atenți ca să nu faceți greșelile mele. Haideți să facem și fundalul complet alb. Tot prin a deschide Curves. De data asta, în direcția opusă, tragem sliderul pentru a-l face complet, complet alb. Îi dăm OK, iar apoi cu brush-ul eliminăm zonele cu negru. Iar aici, în zona aceasta, folosim pentul. Desigur, puteți să folosiți și pentul pentru a face selecția, este un lucru plictisitor, dar la un moment dat tot trebuie să-l faceți. Pentru că nu întotdeauna metoda canalelor va funcționa. Apoi facem și această zonă complet neagră. Și avem masca noastră alb-negru, dar trebuie să o selectăm și acest lucru o vom face prin a ține control și apăsăm pe copia noastră. A făcut selecția, mergem la select și o inversăm pentru a avea selectat produsul nostru. Reactivăm canalele noastre apăsând pe canalul RGB, ne întoarcem la layere și creăm un nou layer cu selecția noastră prin a apăsa Ctrl J. Redenumim. Ce nume să punem? Produs fundal transparent. Cam lung numele, dar îl lăsăm așa. De aici de jos creăm un nou layer și îl plasăm sub produsul nostru și îl denumim fundal. Și eu am selectat deja culoarea, practic luăm eyedropper tool și selectăm culoarea de pe sticlă, iar apoi cu paint bucket tool schimbăm culoarea. OK.
Acum, pasul următor este să blenduim produsul nostru cu fundalul astfel încât să arate mult mai realist, să facem un fel de gradient în spatele sticlei. Pentru a face gradientul din spatele sticlei și pentru a insera mai mult sticla în cadru, ne vom folosi de elliptical marquee tool. Practic vom face o selecție care va fi puțin mai lată decât sticla, iar apoi vom aplica curves. Și de asemenea vom crește puțin luminozitatea. Dar vedem că trecerea este foarte bruscă, așa că vom merge la Curves și vom crește Feather. Practic, Feather-ul creează acel gradient de care avem nevoie. Cred că așa este suficient. Și apoi apăsăm Ctrl-J pentru a mai crea încă unul. Și putem să-l facem puțin mai intens. Cam așa. Aceste două le facem grup și scriem gradient pe ele. Următorul pas este să curățăm sticla de șampon. Sunt mai multe variante prin care putem să ștergem micile imperfecțiuni. Prima variantă ar fi cu ajutorul Spot Healing Brush Tool sau a Clone Stamp-ului, dar vom folosi Spot Healing Brush Tool. Dar întâi creăm un layer deasupra tuturor pe care îl vom redenumi Clean. Vom da zoom pe imagine. Și mărim puțin brașul. Practic, mărimea brașului nu trebuie să fie exagerat de mare față de punctul pe care vrem să-l eliminăm. Și doar dăm deasupra. Și se elimină foarte, foarte repede. Evident, eu vă arăt acum varianta cum se face, e în scop de tutorial. Desigur, voi acasă aveți mult mai mult timp la dispoziție să vă jucați și să eliminați absolut toate imperfecțiunile. Aici, de exemplu, vedeți că este o imperfecțiune destul de mare. Dacă dăm cu acest tool, vedeți că nu prea ne ajută, așa că varianta cea mai simplă aici este de a folosi Clone Stamp. Apăsând Alt, selectăm zona de unde vrem să luăm informația, iar apoi mergem cu brașul exact deasupra informației. Este ca un fel de copy-paste varianta Photoshop. Ok. Desigur, aici ne mutăm din nou pe Spot Healing Brush, mereu uit denumirea lui. Sunt mai mult concentrat pe a lucra decât să și vorbesc în același timp. De asemenea, dacă vă place până acum ceea ce fac, puteți să dați un like și un share acestui clip și dacă doriți să vedeți și alte clipuri, alte metode de editare, scrieți în secțiunea de comentarii. Ok. Aici la fel. Practic curățăm tot ce este vizibil și n-am dorit să se vadă și clienții finali să vadă pe produsele lor. Pentru că totul trebuie să fie impecabil. Desigur, sunt multe zone care trebuie lucrate la un astfel de produs. Sfatul meu este că atunci când îl fotografiați să folosiți mânuși antistatice
și să curățați foarte, foarte bine produsul, astfel veți economisi foarte mult timp la postprocesare. Eu am încercat pe cât posibil să-l curăț dinainte de a-l fotografia, dar vedeți că tot există firicele de praf și de asemenea imperfecțiunile sticlei de la transport și așa mai departe. Un lucru pe care l-am mai făcut, dacă mi-aduc eu bine aminte, atunci când am editat fotografia, este să creez un pic de gradient, o trecere mult mai fină aici, dată de softbox. Și acest lucru l-am făcut cu ajutorul funcției Dust and Scratches. Vom crea un nou layer, îl denumim Dust and Scratches. Sper că am scris bine. Și mergem în filter la noise, dust and scratches. Nu merge pentru că este gol. Practic, trebuie să facem o copie a fundalului, al produsului, pardon. Control J. Putem să-l lăsăm aici, acesta îl ștergem că nu avem nevoie. Da? Și mergem din nou la Noise, Dust and Scratches. Și aici ne jucăm cu radiusul și threshold, astfel încât avem rezultatul care ne place nouă. Înainte și după. Îi dăm OK. Dar vrem doar bucata aceasta să fie făcută, astfel încât vom crea o mască și vom inversa masca apăsând Ctrl I și apoi cu brush-ul un pic mai mic și X pentru a inversa culorile, vom da cu alb. Vom trece exact deasupra, doar în zona aceasta. Ok. Parcă arată un pic altfel. Efectul este foarte puțin vizibil, dar vă asigur că va conta în editarea finală. Ok, după ce am făcut acest lucru, mai departe vom încerca să folosim tot curves pentru a ilumina partea dreaptă a sticlei. Și acest lucru o vom face prin a deschide un curves și apoi vom merge la Gradient Tool. Să fie selectat pe Linear Gradient și vom trasa un gradient. Acum nu are niciun efect pentru că nu am umblat deloc la Curves, dar observăm că ies la iveală toate modificările pe care noi le-am făcut, dar vom rezolva acest lucru imediat, mutând curves deasupra. Și ca să avem efectul pe partea dreaptă, inversăm masca prin Ctrl I. Și astfel am inversat masca. De asemenea, trebuie să creăm o balanță și în stânga, duplicăm acest layer, Ctrl J, dar cu masca cum a fost data trecută și un pic mai scăzută în intensitate. Ok. De asemenea, putem să creăm un pic de contrast în zona de mijloc. Selectăm Marquee Tool. Creăm o elipsă exact pe mijlocul sticlei. Mergem la Curves. Și închidem puțin sticla și apoi
la feather dispersăm să fie totul cu gradient și puteți observa că există o diferență destul de mare. Apoi, pentru a face un pic de contrast, selectăm produsul nostru prin a ține apăsat tasta control și produsul și apoi mergem la curves și din preset selectăm doar medium contrast. Ok, de asemenea să adăugăm și puțin contrast doar pentru fundal, făcând același lucru, selectăm produsul, dar mergem la select și apăsăm pe invers și deschidem nou curves și apăsăm pe medium contrast și există un contrast și pentru fundal, dar mi se pare un pic cam puternic. Cam atât. Parcă gradientul din spate este un pic prea centrat, așa că vom reveni un pic la el. Așa cum vă spuneam, de asta este bine să lucrați pe leere, astfel încât puteți să reveniți ori de câte ori aveți nevoie. Și ce cred că voi face? Acesta îl voi face mai puternic. Iar următorul un pic mai slab. Creștem un pic aici feather-ul, dar apăsăm Ctrl T pentru a intra în transform. Apăsăm acest lanț pentru a păstra dimensiunea și de fapt să putem să ne jucăm cu el un pic. Să-i dăm OK. OK, zic arată un pic mai bine, poate să-l tragem un pic mai jos. Și pe acesta la fel. Să-l modificăm un picuț de tot. Așa, acum cred că arată mult mai în regulă. Apoi, toate aceste modificări de aici le vom pune într-un grup și le vom redenumi luminozitate produs. Ok. Și următorul pas este să ne ocupăm de această parte. Aș vrea să realizez un gradient de la negru spre auriu. Și voi face acest lucru tot cu ajutorul curves. Practic ce vom face? Vom deschide un curves, vom lua această mânuță și apăsăm aici, o lăsăm în jos. Un pic. OK, și de aici putem să ne mai jucăm noi. Undeva așa. În momentul de față arată groaznic. Vedeți că practic a creat un contrast exact pe pixelul unde am vrut eu și care este asemănător din toată imaginea. Însă, noi vom merge acum la mască și vom inversa. Deci practic o vom face negru fără niciun efect aplicat. Mergem cu brush-ul și avem două variante. Ori să dăm foarte, foarte fin cu brașul alb pe aici, dar e posibil să depășim zona, ori apăsăm P cu pentulul și practic facem o selecție a zonei. Și acum cu brașul un pic mai mare.
După aia putem să venim din nou și să mai modificăm, de exemplu, dăm un pic mai mult zoom și cu negru. Aici vă recomand să aveți întotdeauna o tabletă grafică pentru că cu mouse-ul după două încercări probabil o să-l aruncați pe geam. Ok. Facem același lucru și pentru celelalte. În momentul de față arată foarte ciudat și urât. Dar ce putem face acum este să mergem pe mască și să-i dăm feather. Și practic ne creează un gradient. Dar la fel trebuie ajustat de fiecare dată. Putem să creăm o copie. Cred că e ok. Ultima putem să o lăsăm la fel. Facem un grup din toate ca să creăm o singură mască. Și eliminăm tot ce este roșiatic din jur. Ok, și cam așa arată. Evident, puteți să vă jucați mai mult ca să obțineți exact, dacă vreți, perfect, perfect negru. Practic puteți să mergeți și să mai aplicați încă o dată și încă o dată și încă o dată. Practic de câte ori vreți puteți să aplicați acest layer. Depinde cât de intens vreți. Și aici, desigur, trebuie șters ca lumea. Că dacă nu, se va vedea foarte urât. Ok. Cred că apăs eu din greșeală. Și nu mi se șterge. Da. O greșeală foarte comună pentru că am selectat acest Spot Healing Brush. Deci trebuie apăsat pe B. Și pentru că din greșeală s-a activat și se mai întâmplă. Aici puteți să dați opacitatea mai mică. Ok, și de asemenea puteți să micșorați și opacitatea întregului grup. Ok, și aici putem să denumim gradient parte stângă, de exemplu, ca să știți exact unde trebuie să vă duceți în cazul în care vreți să aduceți modificări. Ok. Cam așa arată până în momentul de față produsul nostru.
Urmează mai departe să adăugăm aceste minunate picături de ulei, așa că stați în continuare alături. Așadar, pentru a pune picăturile de ulei, le am deja pe fundal complet alb. Le-am transformat în Smart Object pentru a nu-și pierde din calitate atunci când le vom redimensiona și pur și simplu le luăm și le introducem aici. Le poziționăm exact acolo unde vrem noi să fie. Ceva de genul acesta. Și apoi mascăm părțile care nu ne interesează. Cu brush-ul setat pe negru și cu opacitatea la maxim. Ok. Ne interesează să avem doar partea aceasta din stânga vizibilă. Acum, pentru a crea un pic de profunzime, o să mergem la Filter, Blur, Gaussian Blur și aici vom blura un pic de tot. Îi dăm OK și mai aplicăm, de fapt nu mai aplicăm nicio mască aici. Cu masca pe negru aducem înapoi exact picăturile care vrem să rămână în focus, cum ar veni. Și lăsăm doar această picătură să fie blurată. Acum vom lua aceste picături și le vom duplica și le vom pune aici, dar haideți să scoatem, să ștergem layerele acestea, pentru că vom face cu totul alte layere. Clear. Ok. Practic, acum avem încă o copie și undeva aici, dar le vom redimensiona. Pentru că vrem un pic mai mari. Și să le poziționăm. Aici cred că e bine, dăm Enter. Creăm din nou o mască pentru a scăpa de ceea ce nu ne interesează. După cum vedeți, aici s-a setat masca pe hard light, astfel încât putem să vedem, dacă dăm un pic zoom, se vede prin picătura de ulei și lucru ce dă realism, pentru că dacă era pe normal, se vede așa. Și la fel putem face și cu acest layer la Gaussian Blur. Îi dăm OK. Și apoi aici putem să-i dăm, să inversăm masca și să pictăm cu alb zona pe care o vrem să fie în blur. Partea aceasta am rezolvat-o. Putem să le punem într-un grup. Să numim grupul picături. Și apoi urmează acea scurgere, dacă pot să spun, sună cam ciudat, dar asta e, de pe capac. Redimensionăm puțin pentru că vrem să se încadreze
și să fie cât mai natural. Așa. Îi dăm ok. Acum, trebuie să umblăm un pic în zona aceasta pentru a modela exact pe forma capacului. Pentru asta, întâi creăm o mască pentru a scăpa de excesul în plus, care nu ne interesează. Și apoi apăsăm Ctrl T, clic dreapta și apoi selectăm Warp și cu acest tool ne va ajuta să practic tragem de el astfel încât să fie în zona capacului. Ok, iar pentru a crea semi-transparent lichidul, pentru că vrem să pară la fel real și să se vadă prin el, schimbăm modul din normal în overlay. Și aici putem să continuăm să ajustăm până avem rezultatul final, exact așa cum ne dorim. Arată ok, însă trebuie să adăugăm și puțină umbră de desubt ca să pară mult mai realist. Iar pentru asta selectăm picătura noastră, dar doar ce ne interesează. Mergem la Quick Selection Tool, ținem apăsat Alt pentru a deselecta ce nu ne interesează. Ok. Iar apoi Control J. S-a creat încă un nou layer, însă îl vom muta sub layerul principal și pe acesta îl vom transforma, îl vom face negru. Apăsăm B. Normal, ca să și practic îl pictăm în negru. După ce l-am pictat în negru, schimbăm modul în soft light și putem să-i creștem sau să-i micșorăm opacitatea în funcție de, în așa fel încât să arate natural. Cred că arată bine. Aici putem să mai umblăm un pic. Ok. Și de asemenea putem să creștem un pic luminozitatea prin curves. Selectăm și apăsăm pe curves și un pic de tot. Evident, trebuie să scăpăm de părțile care nu ne interesează.
Și acum putem să creăm la fel încă un grup și să numim drip sau scurgere, dar sună mai estetic drip. Ok, acum pentru partea de jos, practic ne vom folosi de aceeași picătură. Vom lua din nou de aici și o vom duce jos, însă aici vom apăsa Ctrl T și vom folosi perspectiv pentru a crea o perspectivă în perspectivă, pentru că practic cubul nostru este într-o parte. Și dăm OK. Mai micșorăm puțin ca să avem mai multă informație jos. OK. Și la fel warp pentru a alinea. Picăturile acestea le vom folosi de pen tool pentru a crea o selecție, iar apoi vom încerca să le mutăm mai sus. OK. Din nou să selectăm masca ca să nu avem probleme. Trebuie să mai ștergem. OK. Și aceasta este partea de jos. Ca să arate cât mai natural, trebuie să facem și o reflexie pe fundul sticlei de șampon. Iar pentru asta luăm același layer, îl duplicăm, îl mutăm un pic mai sus ca să-l vedeți și Ctrl T, clic dreapta și flip orizontal și încă o dată vertical și trebuie să îl luăm și practic îl punem aici, încercând să-l aliniem cât mai bine și schimbăm modul în Darken. Apoi avem masca selectată, brașul pe negru și ștergem tot ce nu ne interesează și să ne rămână doar partea de jos. Și astfel creăm acea reflexie jos. OK. Facem din acesta și încă un grup. Parte jos, picătură, o denumim.
Și acum mai facem câteva modificări în ceea ce privește contrastul. Mergem la Vibrance și aici, în funcție de preferințe, și la saturație un pic. Și haideți să mai punem un pic de contrast să vedem dacă ne ajută. Putem să lăsăm așa contrastul și după aia să ne jucăm cu opacitatea exact cât ne trebuie. Și un ultim pas pe care eu îl fac este să-i adaug claritate. Eu am acest plugin de la Beauty Retouch. Mi se pare foarte, foarte util. Aveți aici toate tool-urile mult mai rapide și practic îi dăm Sharpen Image. E ca un fel de action și adaugă sharp către imagine. Se poate vedea înainte și după. Și aceasta este imaginea finală. Sper că v-a plăcut modul meu de editare. Sper că nu v-am plictisit. Este un tutorial destul de lung. Am încercat să fiu cât mai explicit. N-am vrut să le fac pe grabă pentru că îmi doresc să învățați ceva din ceea ce am făcut eu aici. Evident și eu am greșit, dar din greșeli învățăm cu toții. Și de aceea v-am spus, cel mai important este să lucrați în leiere, pentru că, de exemplu, dacă vrem să ne jucăm cu gradientul acesta din spate, putem merge la gradient și aici putem să ne jucăm cu el, să-l facem mai puternic sau mai slab, jucându-ne cu opacitatea acestuia. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să dați un like și un share și aștept în secțiunea de comentarii părerea voastră despre edit și dacă aveți, desigur, întrebări. Pe data viitoare!